1, 2, 3.
Să
Bună ziua! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media! Sunt onorată să salut prezența la Chișinău a prim-ministrului Republicii Lituania, Ingrida Șimonytė. Această vizită, de rând cu vizitele efectuate pe parcursul anului curent în țara noastră de ministrul de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, și președintele Republicii Moldova, Republicii Lituania, mă scuzați, Gitanas Nauseda, este un semnal puternic de susținere pentru Republica Moldova și agenda de reforme care și-a propus-o noul guvern. Profitând de ocazie, în primul rând vreau să aduc sincere mulțumiri guvernului Lituania pentru lotul de 26.500 de doze de vaccin anti-COVID-19 oferite prin intermediul mecanismului UE de protecție civilă. De asemenea, ne exprimăm recunoștința pentru menținerea Republicii Moldova în lista statelor prioritare de asistență pentru dezvoltare oferită de Lituania și sprijinul continuu de care beneficiază Moldova în implementarea reformelor structurale la nivel național. În perioada anilor 2006-2020, Ministerul de Externe lituanian, prin intermediul Programului de Dezvoltare și Promovare a Democrației, a finanțat implementarea a peste 140 de proiecte în Republica Moldova, care au contribuit direct la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, cât și la consolidarea bunei guvernări. Pentru anul 2021, Ministerul Afacerilor Externe din Lituania a aprobat deja 5 proiecte bilaterale de asistență pentru dezvoltare în domenii precum buna guvernare, consolidarea democrației și a societății civile. Aceste proiecte vor contribui, printre altele, la consolidarea societății civile din Republica Moldova și rezistența societății la dezinformare, și totodată va oferi recomandări privind implementarea acordului de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova în domeniul transporturilor. Astăzi, împreună cu doamna prim-ministru, am asistat la semnarea memorandumului de înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Acest memorandum va contribui la consolidarea capacității instituționale și de guvernare în Republica Moldova și este doar una din șirul de acțiuni de pe agenda bilaterală de cooperare moldo-lituaniană. Guvernul pe care îl conduc a reușit deja să întreprindă mai mulți pași concreți pentru consolidarea relațiilor de cooperare cu partenerii noștri lituanieni. În context, voi sublinia importanța acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere, semnat pe 7 octombrie 2021 la Vilnius. Acord care reprezintă un beneficiu palpabil pentru cetățenii ambelor state și un acord foarte important pentru moldovenii din diaspora. Profitând de ocazie, vreau să aduc mulțumiri Lituaniei pentru susținerea constantă acordată Republicii Moldova în avansarea dialogului cu Uniunea Europeană, Lituania fiind unul din partenerii cei mai apropiați din Uniunea Europeană.
Tot datorită Lituaniei, prinde rădăcini și se dezvoltă constant conceptul de trio asociat, din care fac parte Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Succesul acestei inițiative este demonstrat și de rezultatul vizitei comune a premierilor celor trei state la Bruxelles pe 30 noiembrie 2021 și a întâlnirii cu președinții instituțiilor europene. În prezent, suntem în proces de negociere a declarației comune a summitului parteneriatului estic din 15 decembrie. Ne dorim includerea în textul acestui document nu doar a oportunităților sectoriale adiționale, ci și a unei componente politice puternice care ar reflecta aspirațiile noastre europene. De asemenea, mizăm pe sprijinul Lituaniei, astfel ca să reușim să implementăm măsuri concrete în beneficiul cetățenilor noștri, cum ar fi reducerea tarifelor de roaming la nivel european și la taxele transferurilor bancare prin aderarea la zona unică de plăți în euro, așa numitul SEPA. Suntem pe deplin convinși că în comun vom reuși să valorificăm potențialul de cooperare economică moldo-lituaniană și de îndată ce situația pandemică ne va permite, vom organiza o misiune a oamenilor de afaceri lituanieni la Chișinău. Vă mulțumesc foarte mult! So, I'm really very glad to be in Moldova today. Since Moldova is the country that was very first to recognize the restoration of our independence 30 years ago. It was the support Lithuania needed back then, and we remember and appreciate it very much today. The main aim of my visit today was to reiterate our support for Moldova and its government set on the path pro-European reforms with a very strong mandate for the people. Lithuania remains a staunch supporter of Moldova's aspiration to be a member of the European family. Our political support to your country is unwavering, but we are also ready to expand our expertise sharing and technical assistance. My country underwent democratic transition and walked the path of European integration. We've been learning by doing, and in the process, we've learned a lot. Being EU member, we also have accumulated expertise on new European policies and new strategies, which might be helpful for Moldova's AADC FTA implementation and next steps to the EU. One thing is most sure, European reforms is a constant work, requiring dedication from public service and society's continuous support, even if some steps might seem costly to them in a short term. So I had a very open, friendly, and useful conversation with Prime Minister Gavrilica on the most urgent reform priorities and concrete support that our country could provide in the fields of energy, environment, judicial and internal affairs reform, fighting corruption, and other issues. We have also discussed the future of Eastern Partnership in the context of upcoming EU summit, and the way for the three associated countries, Moldova, Ukraine, and Georgia, to enhance its further dialogue with the EU. I'm very glad to note the intensification of our bilateral, political, and expert-level contacts. This indicates that we are sincerely determined to provide support, not only just in words, but also by very tangible deeds. Memorandum of understanding that Prime Minister just mentioned on strengthening institutional capacities and governance in the Republic of Moldova has been signed up several minutes ago by our foreign ministry vice ministers. As a first step, Lithuania will allocate €350,000 for the implementation of this memorandum. Here with me today are also vice ministers of energy and interior, who will continue a more detailed conversation with their counterparts and more details during this visit.
I'm also looking forward to meeting President Maia Sandu and Mr. Igor Grosu, chairman of the parliament, later today. I expect that all these discussions will give us a comprehensive outlook on our further cooperation and pave the ways to strengthening. And of course, I'm very much looking forward, Madam Prime Minister, to welcome you in Vilnius as soon as possible. Thank you. Thank you very much. Vă mulțumim.